Italia a renunțat oficial la restricțiile anticovid impuse turiștilor, așadar călătorii și turiștii care sosesc pe tărâmul italian nu vor mai trebui să prezinte dovezile care atestă că s-au vaccinat, recuperat sau testat împotriva noului coronavirus. Ordonanța de guvern prin care Italia renunță la restricțiile anticovid impuse turiștilor a expirat marți 31 mai și nu va fi renuită, a precizat Ministerul Sănătății Italian. După ce starea de urgență sanitară a expirat în Italia la sfârșitul lunii martie, guvernul condus de prim-ministrul Mario Draghi a relaxat treptat restricțiile antiepidemice ce erau în vigoare de peste doi ani. Așadar, dovada privind vaccinarea anticovid-19, testarea sau trecerea prin boală nu mai este cerută în restaurante și în atracțiile turistice. Cu toate acestea, italienii vor trebui totuși să poarte măști sanitare în transportul public, în spitale și în azilurile pentru vârznici. Menționăm că în Italia, o țară cu o populație de aproape 60 de milioane de locuitori, numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a scăzut constant în ultimele săptămâni. Luni 30 mai, autoritățile italiene au raportat doar puțin peste 7500 de infectări noi într-un interval de 24 de ore și aproximativ 60 de decese asociate noului coronavirus, relatează site-ul conform site-ului Our World din data până pe data de 30 mai 2022. Peste 85,3% din populația Italiei a fost vaccinată cu cel puțin o doză a unui vaccin anticovid-19, 80,5% cu două doze și 68,1% cu doze booster.